Bomboane de pom, bomboane de sărbători, întotdeauna ni se pare că poate este unul dintre ingredientele sărbătorilor, care de cele mai multe ori le cumpărăm pentru a aduce bucurie, le cumpărăm pentru a fi culoare cumva în casă sau în coșul pe care îl punem pe masă sau celor care ne vizitează și ne colindă, dar citim ceea ce conțin acele produse, ne uităm la ingredientele lor. Avem de fiecare dată cineva care să ne ajute să ne sfătuiască, ne gândim că ar trebui să fie totuși și acest lucru, chiar dacă pare mic, extrem de important, așa că InfoCons te ajută să citești eticheta, InfoCons te ajută să înțelegi că chiar și bomboanele de pom, bomboanele care le cumpărăm poate la kilogram de sărbători, poate să ajungă să aibă 80-85% conținut de zahăr. Ceea ce înseamnă că cumpărăm zahăr cu puțin iz de cacao, cu puțin iz de mai știu eu ce, mai conțin și 6-7 până la 8 aditivi, așa că până la urmă este un cocktail care în loc să aducă bucurie, în loc să aducă culoare și fericire, s-ar putea ca în timp să fie poate chiar dăunătoare. Așa că dacă discutăm despre bomboanele de pom, ne uităm pe ingrediente, citim și înțelegem că ingredientele sunt în ordine descrescătoare, iar eu cred că dacă vedem undeva bomboane cu căpșuni, bomboane de ciocolată și primul ingredient, nu este ciocolata, primul ingredient nu este cacao, primul ingredient nu este căpșuna, înseamnă că acea bomboană este zahăr cu ceva aditiv, colorant, conservant și poate cu o urmă de cacao, cu o urmă de căpșună. Din această perspectivă, descărcăm aplicația gratuită Infocons, scanăm codul de bare al produselor pe care le cumpărăm, avem toate informările și informațiile și decidem în cunoștință de cauză, iar dacă avem ochii buni, dacă știm, dacă putem să găsim această etichetă, ne uităm pe eticheta produsului respectiv și să înțelegem că toate ingredientele sunt în ordine descrescătoare, ceea ce înseamnă că primul ingredient este în cantitatea cea mai mare și ultimul în cantitatea cea mai mică. Iar dacă vedem. 2, 3, 4 ingrediente care nu le înțelegem, poate lăsăm produsul în raft și găsim altul mai aproape de ceea ce ne dorim. Fiindcă să nu uităm, bomboanele le cumpărăm pentru bucurie, bomboanele le cumpărăm să facem o surpriză plăcută copiilor, celor care ne colindă, vecinilor, musafirilor și mai ales să înfrumusețeze bradul de Crăciun. Dar nu asta ar trebui să fie singurul obiectiv, ci să ne gădim totuși ca acei copilași, acei copii, acei musafiri, mai ales dacă au 5, 6, 7, 11 ani, ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili cu ceea ce conțin aceste produse, fiindcă pe ele vom găsi cantitatea zilnică estimată sau doza zilnică recomandată pentru un adult de 30 de ani și nu pentru puștul de 5, nici pentru puștoaica de 7 ani, dar nici pentru bunicul de 85 de ani. Așa că, cumpărăm bomboane, suntem mai atenți, cumpărăm un lucru care poate de multe ori ni se pare... Așa, poate și la și altele, și de cele mai multe ori păstrăm pentru sfârșit și din ce bani ne rămân cumpărăm, dar decât să cumpărăm mult și prost mai bine cumpărăm puțin și mai aproape de ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Și nu uitați, în momentul în care discutăm despre astfel de produse care pot să ajungă pe mâna copilor chiar mai mici, să ne uităm și la ambalaje. Ambalajul produsului și tot ceea ce scrie pe ambalaj ar trebui să fie, din punct de vedere, securitatea alimentară foarte importantă. Pentru acest lucru, aplicația gratuită Infocons te ajută să vezi dacă produsele nu sunt cumva Doamne ferește, într-o alertă de produse neconforme, iar înainte de a cumpăra, de a comanda online astfel de produse, intrăm în cadrul aplicației Infocons, secțiunea de alerte, și vedem dacă produsul respectiv nu este, doamne ferește, pus într-un sistem de alertă. Așa că avem cu ce, putem, mai trebuie doar să facem ca să avem niște sărbători cu bucurie și să împărțim bucurie.